Consiliul Județean Suceava va organiza și anul acesta Crăciun în Bucovina. Potrivit unui proiect de hotărâre de Consiliul Județean supus aprobării în ședința deliberativului, administrația județeană ar urma să aloce suma de 125.000 de lei pentru organizarea ediției de anul acesta a proiectului Crăciun în Bucovina. În expunerea de motive a proiectului, președintele Consiliului Județean Suceava, Cătălin Nechifor, a precizat că ediția de anul acesta va cuprinde acțiuni care se vor organiza atât în municipiul Suceava, cât și în localitățile cu potențial turistic pentru promovarea obiceiurilor și tradițiilor din Bucovina, specifice sărbătorilor de iarnă. Nechifor a arătat că evenimentele din cadrul acestui proiect vor începe în data de 1 decembrie cu aprinderea bradului de Crăciun din centrul municipiului Suceava și se vor finaliza cu spectacolul de datin și obiceiuri de Crăciun și anul nou. Evenimentul Crăciun în Bucovina a fost inițiat de fostul președinte al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, fiind finanțat printr-un proiect european. După cum bine știți, acest program a fost finanțat din fonduri europene în trecut. Există o clauză, o prevedere în contractul de finanțare care ne obligă ca pe timp de 5 ani să avem continuitate pentru aceste evenimente finanțate din bani europeni. Așadar, chiar dacă suntem cu resursele limitate, în acest moment avem obligația, conform contractului încheiat, pe bani europeni, pe fonduri europene, să-l susținem din resurse proprii. Și o să rog și Comisia de Specialitate să dea o mână de ajutor în organizarea acestui eveniment.